La moment, nicio cauză penală în privința fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, nu este expediată în judecată, o spune șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, potrivit căreia acest lucru ridică întrebări cu privire la sistemul de justiție al țării. În prezent, contestarea soluției judecătorului de instrucție care a permis expedierea cauzei în lipsa învinuitului este în proces la Curtea de Apel și până în prezent nu a fost emisă o soluție, a precizat Procurorul General Interimar Ion Munteanu. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate de la postul de televiziune TV8. Procuratura Anticorupție a terminat urmărirea penală și a fost gata să-l trimită în judecată în august sau septembrie 2022. Noi suntem în luna mai și încă nu avem o decizie care să ne permită să-l putem trimite în judecată. Nici nu e vorba că am ajuns în judecată și urmează nu știu câte ședințe. Nu am obținut permisiunea de la judecător să-l trimitem în judecată. Eu chiar nu înțeleg cum noi, în țara asta, putem spune că avem un sistem de justiție când așa o decizie poate fi plimbată pe la nu știu câte curți ca să treacă aproape un an de zile fără ca să putem trimite un dosar în judecată, a subliniat pentru sursa citată Veronica Dragalin. Șefa Procuraturii Anticorupție a menționat că avocații depun cereri repetate de recuzare a judecătorilor, cereri de strămutare și excepții de neconstituționalitate în fiecare etapă a procesului, ceea ce duce la prelungirea duratei de soluționare a cazului. Precizăm că pe 17 noiembrie 2022, judecătoria Chișinău, sediul Ciocan, a admis demersul Procuraturii Anticorupție, prin care a fost solicitat acordul pentru finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului Plahotniuc. În consecință, apărătorii în interesele învinuitului Plahotniuc au contestat cu recurs încheierea instanței de fond, iar prima ședință în cadrul Curții de Apel Chișinău a avut loc pe 28 decembrie 2022. Drept urmare, au avut loc ședințele de judecată, unde au fost înaintate de către partea apărării noi cereri de ridicare a excepției de neconstituționalitate, cereri de recuzare, ori cereri de amânare a ședințelor de judecată, procurorii pledând constant pentru respingerea cererilor respective. În cazul în care Curtea de Apel Chișinău va menține hotărârea contestată, cauza penală urmează să fie expediată în judecată pentru examinarea în fond. Plahotniuc a fugit din Republica Moldova în iunie 2019. Acesta este învinuit pe trei capete de acuzare în dosarul penal Metalferos, crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari, spălare de bani în dosarul fraudă bancară și dosarul denumit generic Culioc.